S-a reluat și campionatul masculin de handbal. AHC Dunărea Călăraș a debutat cu o frângere în deplasare joi 30 ianuarie cu Steaua București. Deși partida a fost foarte echilibrată, la final tabela a arătat scorul de 31-28 pentru bucureșteni. Duminică 2 februarie, în Polivalenta din Călăraș, AHC Dunărea Călăraș a jucat partida în etapa 16-a cu CS Minaur Baia Mare. Călărășenii au condus pe toată durata meciului, în prima repriză diferența fiind și de 10 goluri, iar la final scorul a fost de 31-26. Cu această victorie, AHC Dunărea Călăraș urcă pe locul 6 în clasament cu 25 de puncte acumulate. Urmează două partide foarte grele, pe data de 13 februarie, tot în Polivalenta din Călăraș cu Dinamo București, liderul clasamentului, iar pe data de 20 februarie în deplasare cu AHC Potaița Turda, ocupanta locului 2 în clasament. Thank you.